Decizia de a economisi banii de la deputații comuniști care nu se prezintă la ședințele Parlamentului de mai bine de 4 luni a fost luată după ce deputatul PL Veaceslav Munteanu a propus crearea unui cont special pentru sinistrați, unde fiecare deputat să-și transfere salariul de o zi de muncă. Economisit în urma neprezenței comuniștilor la ședințele Parlamentului și comisiile, tot să meargă în, ca ajutor cetățenilor care au suferit în urma inundației. Iată, sunteți de acord? Președintele Comisiei Parlamentare pentru Economie, Buget și Finanțe, Veaceslav Ioniță, va elabora un proiect de lege care să prevadă neplata salariilor pentru absența deputaților la locul de muncă. Acesta urmează să fie prezentat mâine în Parlament. Potrivit lui Veaceslav Ioniță, statul pierde lunar 2 milioane de lei pentru neparticiparea pe CRM la ședințele Parlamentului, iar acești bani sunt irosiți pentru achitarea chiriei, sediului, transportului și salariului. Deci suntem obligați să nu vedem, deci legea ne interzice să vedem. Și atunci noi economisim, cred că vreo 100.000 de lei și mâine vom vota în Parlament că acești bani îi dăm pentru sinistrați, dar îmi pare rău că am fost nevoit să dăm 10 milioane pentru ei în condiția că n-au fost la Parlament. Deci acești 10 milioane, dacă mai adăugăm încă 10 milioane care nu vor veni ei până în toamnă, face referendumul pe banii pe care i-am cheltuit cu ei. În replică, juristul PCRM Sergiu Sârbu a precizat că inițiativa este una ilegală, pe care o va ataca în instanța de judecată. Iar deputatul Maria Postoico spune că nici nu și-a ridicat salariul de deputat. Deci este adevărat că noi nu am primit acest salariu și acele economii care sunt, ele de fiecare dată, deputații comuniști de fiecare dată sunt pentru a ajuta cei care au nevoie de acești bani. Dacă o persoană concretă are nevoie de un ajutor, de fiecare dată deputatul scoate din buzunar și se împarte cu acel salariu care noi îl primim. Cel mai mic salariu al unui deputat în Republica Moldova se ridică la peste 6.000 de lei.